Nu, Nocivanu, what? Stai puțin. Ce faci aici, Nocivane? În clasata de delfin? Ce e asta? Welcome, boys, astăzi suntem la școală cu niște delfini, boys, what? Viața lui delfin la școală? Trebuie să dăm un test? Ce e asta, boys? Ok, prietenul meu are afară și Ice Salem ne-a spus că jocul ăsta ar fi amuzant să-l joc, boys, și așa că noi suntem aici, a? Hai să ne ce așteaptă la jocul ăsta, boys. Nici nu ne trebuie să învățăm ce să facem, boys, how to play. Nu ne trebuie așa ceva, boys. Direct dăm start și... Hopa! A început, boys! Ok? Iai, doamna profesoară Rodica, ce cod aveți! Nu e să cred! Hopa! Ce-o desenat? Ok, ok, comportați-vă normal! Liniște, liniște! Ok! E timpul pentru test? What? Cât timp ai studiat, n-ar trebui să fie așa greu! N-am învățat nimica, boys! Avem 5 minute să răspund la întrebări! Oh, nu trebuie să copiem! Ok, puteți să începeți! Ioi, doamna profesoară Rodica, ce cioc aveți! Opa, în 1999, doamna Rodica, mă, Grigore, mă, ți-am zis să nu mă mai chem din spate, taci, mă, nu știu răspunsul! Ok, tu ce ai scris acolo? Why? Bine că nu m-a văzut doamna profesoară, boys, doamne ferește, mă, Grigore, mă, nu mai vorbi atât, mă, nu-ți rușine! Uce gaura ai în cap! Ok, boys. Bun, deci, în 1999, executivul și judiciarul federalului guvernament din Malaezia, s-au mutat în Kajang, Klang, Kuala Lumpur, Putrăgaia. Ce? Dumnezeule mare, băi, ce e asta? Bună ziua, doamna profesor Rodica, nu vă supărați, păi eu în creangă, ce ai scris la întrebarea a doua? Doamna Rodica, nu vă supărați, n-am vrut, doamne, am avut cârcel, m-a durut piciorul, doamne feri. Oh, nu, m-a scris pe tablă, boys, m-a prins, vai de capul meu, ok, boys. Bun, deci trebuie să... Mi-a prins odată, bun. Doamna Rodica, îmi pare rău, ce ai scris la... Bă, ok, uite aici, în 1999, nu văd, e mâna, ridică mâna, eu cream că nu! N-am văzut! Mă, la... ce-ai scris la 1900... Doamna Rodica, mă, scu... Acum, în 1999, o scris Deu, în Putrăgaia! What? În Putrăgai? Ce? Ok, boys. Ok. No! Nu, nu-i bine! Nu-i bine! Unde era foaia aia? Câte răspunsuri ești, boys? Eu am făcut numai una! Nu se poate așa ceva! Boys, eu... Așa, ok. Bun, enter. Am răspuns la o întrebare, boys. Câte minute mai avem, doamna profesoare? Nu ridica mâna, mă, Grusbit! Așa, hai de cap meu, ok. Următoarea întrebare. Bun. În stratovulcanul Linie servește ca intrare în jungla subteraneană. Ce, mă? În Vernes to the center of the earth? Ce... Călătoria lui Vern în centrul pământului, boys, poate voi știți asta, eu nu. Ioi, la doamna cu chinezoicile, e și ideu, am văzut, boys, ați văzut? Doamna Rodica, nu vă supărați, n-am tras cu wet you. Mamă, stați că a văzut întrebarea. Aici, boys, era deu. Ci că care dintre următoarele, din cele patru frumusețe ale lumii, care sunt ce? What? Una dintre cele, da, una dintre cele patru frumusețele lumii, care sunt? Din Marea China. Diaochan, boys. Am văzut. Bă, Ion Creangă, mă, sigur atât de Ok, boys, scuze, da, tu ești Ion Agribicianu, mă, boy. Mă scuzi, el e Ion Creangă. Din ce l-am pus nume de autori, boys? Bine, mă. No, bine, boys, eu scriu aici Diaochan. Ok, boys, așa, Diaochan, ok, enter. Perfect, avem două întrebări din 10 sau câte îs, boys. Aha, perfect. Nu vine să cred. Mă, Grigore, mă, nu vine. Bă, tu ești Grigore, m-am uitat. Asta era Grigore. Mută foaia, mă, să văd și eu. Oh, nu. Pe mine, da, nu. Oh, nu, eram pe mut, de când eram pe mut? De când eram pe mut? Ok, este bine, boys. Doamne ferește, mi-a revenit Grusbit, ce-ai scris în spate? Ăsta cu piramida. Repede, cineva.
ăla cu steagul? Ok, ok, ok. Repede ăla cu steagul, boys. Unde este ăla cu steagul? Nu se poate, cine-i moșul ăla? Repede, repede, repede. Ăla cu steagul este B-ul. Mulțumesc, Doamne ferește. Nu vine să cred, mulțumesc. Opa, vine profesoara. Rodica, doamna Rodica, nu vă supărați. Era B-ul. Da, mergeți la Ion Creangă, vă striga Ion Creangă. De ce îl cheamă Ion Creangă, boys? Ok, următorul. S. Eponymous equations describe how electric charges. Ce Dumnezeule mare, electric discharges, curenturi și electric magnet. Ce Doamne ferește. Ăla cu moșu. Ok, ăla cu moșu. Am văzut, boys, am văzut. Am copiat de la, ma boy, repede. Boys, așa o ce-și la școală, Doamne fer să nu faceți. Când vă prinde profesoara, doamna Rodica, da, dumneavoastră vorbeam acum. Care era întrebarea? Ăla cu broasca. Oh, nu, risc, boys. Ăla cu, ce-ai scris la broască, mă? Ion Creangă. Cum adică nu vrei să mă arăți? Arată-mi Ion Creangă. Ați văzut? O pus mă să nu văd. Mamă, ce șmecherei. Ok. Deci la broască era B-ul. Mulțumesc, Ion Creangă. Nu te supăra. Ok, aici era B-ul. Perfect. Dar ce zicea la broască? Ok. Asta, o broască verde sud-americană cu corne. Ce? O broască cu corne, boys? Ce aia, man? Nu vine să cred. Ion Agârbiceanu. Ce ai scris la cu muzica? Ioi, dacă mă vede profesor acum, mă prind și mă dă afară, boys. Nu! Ok, la broască. Uite, o scris și el B la broască. E bine. Ok, boys. Repede. Ce ai scris acolo? Epo! Ai zis și tu mie acolo, mă mui, mama! Nu ascunde, mă! Ce cod ai! Ok. Ok, la epopopo, nu pot nimic tapantapotomono. O scris ăsta, boys. Hai, da. Epopopo, ăsta-i. Ce-o scris, mă? Nu, m-o prins, boys, nu. Oh, nu, vine la mine, nu. Stai cu minte, boys, schimb aici. Și James Clark, bună ziua. Ce s-a întâmplat? Nu, eu n-am copiat, doamna profesoară. Nu, eu nu am copiat. Vreau frumos, nu mă treziți pe tablă. Vreau frumos. Nu mă treziți pe tablă. Am dat fail, boys. M-o prins că a copiat. N-ai fain, boys? Ok, mai jucăm o dată, boys, nu se poate. Deci nu se poate la ceva, boys. Cum am luat un 3 din 10, numai? Ok. Hai de cap meu. Bun, de data asta suntem full tryhard, boys. De ce fac ca... Boys, nu sunt delfin, de ce fac ca și ei? Nu contează, boys. Intrăm așa sub acoperire. Aha, nici o scuză, da, 5 minute, doamna profesoară, da. Nu vine să cred. Repede. Ochii jos. Good luck și să începem. Bă, știam asta. Era Diao Chan, boys. Ah! Nu, Civanu, what? Stai puțin. Ce faci aici, Civane? În clasa ta de delfin? Ce e asta? What? Acest panda roșu este singurul motiv la viață, ce? Musteloidea representative of familia Mustelidae, boys. Ce? De ce nu scria cine o ceva nu că răspuns, boys? Doamna profesoară, am nevoie. Lă, Ion Creangă, mă. Iar ok, bă, proful la tine, mă. Nu se poate, boys. Uite! Iau! Vedeți? Iau! Văd acolo în față. E mai greu de... văzut, am văzut au, boys. Aliuridae, ok. Doamna profesoară, nu mă îngrijora. Broasca, ok. Am văzut la broască, boys, repede. La broască e au. Mamă, câte întrebări avem aici, cred că 10 total, da. Ok, la... Avem 2 din 10, boys. Sper că am copiat bine, domne Ferry. Aha, repede. Ok, ce scrie acolo? Nu, e au, e Dores. Nu-i spune la profă, îmi pare rău că am copiat eu în Creangă, da. Ok, următorul era... Care, ăla cu scris mult, boys. Ăsta, era Doves, exact. Enter. Ce este TJ Cobden, boys? Așa se face. Deci copiez, nici nu citești întrebarea, boys, dar copiez. Eu nici nu mai citesc întrebarea, direct răspuns. Which of these languages codit? Cum nu v-am văzut? Ok, ăla cu limbile, boys. Hai să vedem. Repede.
Uite, asta. Care dintre limbile astea nu este inclusă în Rosetta Stone? Coptic. Asta era, boys? Coptic. Ce-ai scris acolo, mă? Opa. Boys? Repede. Grigore, zi-mă, Grigore, mă, repede! Eduardo, zi tu, Eduardo! Care Veda? Veda. Aia, ultima, boys, Veda. Unde e Veda? Repede. Boys, destin, cel mai bun copiator din lume. Care Veda menționează cele 8 branșe din medicină? Și ăsta au pus... Eduardo a pus ăsta. Asara Veda. Ok, bun, poți să ne scurcăm. Ok, nocivanu, ăsta e răspuns. În fundațiile naturale drepte, linie argumentează că... What? Conștiința proprie a fost un fenomen social. Ce Dumnezeule mare asta, poți să nu mai înțeleg. Ok, trebuie să fie un nume aici. E la nocivanu. Ok, boys, un nume, aha. Repede. În fundația of natural right. Repede. Mă, ce ai scris acolo, Eduardo? Oh, uite, iau! Cred că l-am găsit, boys. Gablet! Ăla-i! Jonathan Gottlieb Fichte. Fichte, ce Dumnezeu de mare, îl cheamă Fichte. Doamna Rodica, ăla-i soțul dumneavoastră. Da, de parcă ați fi frați, dar el are cravată. Ok, voi sunt delfini, voi, arată la fel. Adică, nu sunt ca și noi oamenii. Bine, îți văzut culori diferite, dar în rest arată la fel, boys. Nu se poate așa ceva. Aha. Bă, știați că delfinii sunt foarte inteligenți? Hai să vedem aici. Da. Care... Ce tip din efemitr... Boys. Ce Dumnezeule mare vorbește de pipi, de... Bladderul urinar. Ce e asta, boys? Vezica urinară este capabilă... Ce Dumnezeule mare de vezică! Aha! Ala cu vezica! Doamna Rodica, nu vă supărați! Oh, nu! Nu mai avem timp! M-a prins, Rodica, m-a prins! Doamne, dar n-am vrut! Mă scuzați, dar pune aici columnar! Repede! Cu boidal, tranzițional! Boys, nu știu, pun la nimereală! Repede! Das Rheingold! Siegfried! Nu știu, Siegfried! Oh, nu! Nu! Repede! Nu vrei să cred! Tripu! Nu știu ce am văzut acolo, boys, am văzut ceva cu tripu! Nu! Repede! Nu! Asta-i! Yes! Am răspuns una bună! Boys, trebuie să iau peste 5! Mai am 15 secunde! Nu se poate! Fundația Natural Right! Repede! Fundația Naturalului Drept! Nu se întâmplă, sunt stresat. Dau test. Doamna profesoară, ce-o scris? M-o prins. Rodica, știți ce dinți frumoși aveți. 8 din 10. Fail. What? Am dat fail. Nu cred, boys, am dat fail la primul meu test. Ce asta? Ok, boys, pentru mine 8 din 10 înseamnă că am trecut, boys. Ok. Bă, ce bolunzare de joc, ok. Bă, chiar m-am distrat, boys. Sper că v-a plăcut tipul de astăzi. Dacă mai vreți să facem Aquatic School, o să facem pe data viitoare, boys. Nu uitați să dați butonul de like dacă v-a plăcut, boys. Și noi ne vedem data viitoare. Welcome!